Bună seara, dragilor! Bine ați venit la un nou webinar. Vreau să-mi confirmați că ne auziți, că ne vedeți, dacă sunteți drăguți. În seara asta l-avem invitat pe Cosmin. Ați văzut în materialele de promovare că o să vorbim cu un specialist în domeniul instalațiilor, da? Și cum iarna vine, cine era mai potrivit decât Cosmin? Bun venit, Cosmin! Îți mulțumesc foarte mult că te-ai alăturat. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara celor care ne urmăresc în direct sau în videourile care vor fi după. Și sper să avem o discuție bună și oamenii să plece câștigați cu ceva, să aibă răspuns la întrebările lor sau să învețe ceva din discuție. Perfect. Cosmin, haideți să vă povestesc câte ceva despre Cosmin. Cosmin este fondatorul și editorul blogul de instalații.ro, sper că am zis bine, blogul de instalații.ro, da? Și este cel care a dezvoltat cel mai mare canal de pe YouTube despre instalații. Este pasionat de instalații din 2006 și a acumulat o experiență vastă în acest domeniu. El și-a propus să ajute utilizatorii de echipamente de instalații, instalatorii și constructorii cu informații practice și utile, evident, astfel a devenit o voce de referință în domeniul instalațiilor din România. Felicitări, Cosmin, pentru tot ceea ce ai făcut. Felicitări pentru că atragi peste 1 milion de vizitatori anual pe blogul tău și pentru mine este o mare onoare să te am în seara asta aici și să vorbim împreună despre acest subiect arzător, să zic așa, cel al economisirii banilor. Pentru că iarna se apropie, am văzut că temperaturile încep să scadă, le simțim deja și dimineața și seara. Și practic nu ne mai rămâne mult timp la dispoziție până când va trebui să dăm drumul la încălzire. Așa că intrăm direct în subiect. Dragilor, în a doua parte o să luăm întrebările voastre pentru Cosmin, dar până atunci o să-l întrebăm pe Cosmin concret așa, cum începem un proiect de renovare, pentru că deși poate avem instalații făcute mai vechi, poate nu mai sunt atât de bine calibrate, poate sunt puțin învechite, poate tehnologia pe care am folosit-o nu este cea mai de actualitate și atunci mulți dintre noi vom începe să mai updatăm puțin sistemele de încălzire, tocmai pentru a încerca să economisim bani la încălzire. Bun, ce trebuie să avem în vedere, Cosmin? La proiectele de renovare se pot face multe și limitele probabil sunt doar bugetul și buzunarul. Dacă vorbim de o clădire existentă și de o casă veche, putem schimba centrală termică, putem schimba țevile, putem schimba sistemul de încălzire. Și dacă avem o centrală pe gaz, trebuie să avem în vedere instalația de gaz în cazul în care schimbăm locul de montaj al centralei sau dacă se schimbă anumite lucruri, cum e locul unde e montat, trebuie refăcut proiectul de gaz. Vorbind în special de centrala termică și de proiectele de renovare, centrala o putem înlocui cu una de generație mai nouă, dar cele vechi erau centrale convenționale cu tiraj forțat. Acum avem centrale în condensație, care au randament mai bun și consum mai mic. Și trecând de la o centrală veche la o centrală în condensație, putem face o economie la consum de până la 30%. Undeva între 10 și 30%, doar schimbând echipamentul, centrala termică. Deci practic este ca la mașini, Cosmin. Mașinile de generație mai nouă sunt foarte bine optimizate și consumul de combustibil este mai mic, păstrându-și astfel puterea. E ca și cum ar trece de la Euro 2 la Euro 7, dacă comparăm cu mașinile. Okay. Cele în condensație au randamentul mai bun și consumă mai puțin, plus că producătorii, ca să se încadreze în normele de poluare, au voie să producă doar centrale în condensare.
Mergând mai departe la sistemul de încălzire, probabil că cel mai răspândite sunt caloriferele, deci posibil să avem o casă încălzită cu calorifere și acestea le putem păstra dacă sunt în stare bună, dacă nu le putem schimba sau putem instala ceva mai confortabil, cum ar fi încălzirea în pardoseală. Și trecând înapoi la sistemul de încălzire, în afară de centrala termică, mai avem opțiunea, dacă nu avem gaz în zonă sau dacă nu e acces ușor la gaz și nu vrem să punem o centrală pe lemne unde e mai multă mizerie, mai mult de muncă, se poate opta pentru o pompă de căldură care consumă curent electric cu ajutorul compresorului, are un coeficient de performanță care o ajută să dea mai multă energie decât consumă. Asta e o altă variantă pentru încălzire. Bun, Cosmin, e foarte bine ce ne spui tu, dar acum hai să facem o paralelă între gaz și energia electrică. Practic, să zicem că suntem într-o zonă unde avem acces și la gaz și la energie electrică, ambele de la rețea. În aceste condiții, care dintre soluții este cea mai convenabilă în momentul de față? Să punem centrala pe gaz nouă, actualizată, de cea mai nouă tehnologie, ca să consume gaz cât mai puțin? Sau chiar și așa merită să punem mai mult pompa de căldură, care este electrică și care are un randament, din câte știu eu, mai bun? Care ar fi diferența între cele două? Dacă avem acces la gaz, prima opțiune ar trebui să fie gazul. Chiar dacă se scumpește, dacă nu e o taxă mare de racordare, prima opțiune ar fi o centrală pe gaz. Acum sunt diverse situații și la gaz, pentru că am văzut foarte mulți oameni scriind că îi costă mult să se racordeze la gaz dacă țeapa de gaz, coloana, nu este aproape de ei. Dar dacă e la 500 de metri sau la 1 km depărtare, pot să fie situații în care se plătească 10 de mii de lei să se racordeze. Și atunci punem în balanță cele două opțiuni. Dai banii să te racordezi la instalația de gaz sau dai banii să spui pompa de căldură. Ok, dar hai să spunem că le avem la poartă pe amândouă. Dar avem și gaz, avem și energie. Ce ne sfătuiești să folosim gazul sau energia? Eu sunt într-o altă astfel de situație. Am o centrală acasă pe gaz, am încălzire în pardoseală la parter și calorifere sus. Îmi recomanzi să pun centrală, să pun pompă de căldură electrică sau poate pot să le pun împreună? Nu știu, întreb. Dacă ne gândim pe termen mai lung, adică nu ne gândim doar peste un an, doi, trei ani, ne gândim peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, viitorul vor fi sistemele electrice, adică pompele de căldură. Și vom fi cumva constrânși să mergem în direcția asta. Sunt unele țări care deja au norme pentru construcțiile noi, unde nu le permit să monteze centrale pe gaz. Vor ajunge aceste norme și la noi. Nu, poate nu sunt acum anul ăsta sau peste 2 ani, dar vor ajunge. Și atunci, având asta în minte, având viitorul în minte și să ne gândim cum e mai bine să fim pregătiți deja când vin acele situații, deja să avem sistemul pregătit și instalat, alegerea ar fi pompa de căldură. Bun. Un cost la o casă de 200 de metri pătrați, să zicem că avem parter și etaj, un total de 200 de metri pătrați, ai putea să ne spui din să zic așa, experiența ta sau din calcule, cam cât ar costa pe energie electrică? Pe pompa de căldură, bineînțeles, cu această soluție. Costul de încălzire depinde de mai mulți factori. Evident. Da. Da. Și atunci este important dacă casa este izolată sau nu, dacă este izolată, cât de bine este izolată, dacă în afară de termosistem de pereții exteriori unde avem izolație, sunt izolate și tavanul și podeaua. Și ferestre bune.
ferestrele dacă sunt bune și ușile unde iarăși se pierde o mare cantitate de energie. Apoi tot vorbim de factorii care influențează consumul, depinde ce temperatură exterioară, dacă sunt într-o zonă mai friguroasă, cât de cald ținem în casă, dacă sunt 21 de grade sau 25 de grade, cât apă caldă menajeră folosim și așa mai departe. Da, evident că sunt foarte, foarte multe, dar hai să luăm așa procentual pe costuri. Ai un procent informativ așa cu care să ne comparăm. Adică cât la sută ar costa factura pe energie pentru pompa de căldură în raport cu factura pe de la gaz, să zicem. Păi, să zicem că e mai ieftină cu 30% indiferent de consum. Dacă ai pompa de căldură, e mai ieftin cu atât. Da, putem să facem o clasificare și chiar să adăugăm și mai multe surse de încălzire, chiar să vorbim despre toate și să le punem într-o ierarhie, pentru că mulți oameni poate nu au gaz, care stau la localități cum e la țară, nici la mine la țară nu e gaz. Și atunci să le punem pe toate la un loc. Și cea mai ieftină ar fi încălzirea cu lemne. Sunt oameni care au sobe sau au centrală pe lemne. Lemnele de cele mai multe ori se cumpără, de alte ori nu se cumpără și da, asta rămâne o variantă ieftină de încălzire. După încălzirea cu lemne ar fi încălzirea cu gaz, care este cumva cam la același nivel sau un pic peste pompa de căldură. Adică încălzirea cu pompa de căldură ar fi cam la același preț cu gazul sau ceva mai mic, iarăși depinde de mai mulți factori. După asta ar fi încălzirea cu GPL și apoi ar fi încălzirea electrică cu centrala electrică, care de obicei e de 3-4 ori mai scumpă decât încălzirea pe gaz. Ok. Aici aș vrea să facem o diferențiere între centrala electrică și pompa de încălzire electrică, care practic funcționează amândouă pe energie electrică, însă centrala consumă de 3-4 ori mai mult decât pompa de căldură. Da? Astea două trebuie diferențiate pentru ca oamenii să știe și să înțeleagă diferența între cele două. Da, acum clienții sunt din ce în ce mai educați și din ce am văzut, fiind acces la informație, oamenii știu. Văd și din experiența altora, plus că se fac și research, caută să aflăm. Și de cele mai multe ori înțeleg diferența, că la centrala electrică are rezistențe care cât consumă, cât scot din rețea, atât cedează. Iar la pompa de căldură, pentru un kilowatt de energie consumat, poate să dea până la 3-4 kilowatt de energie termică cu ajutorul compresorului și freonului din instalație. Bun, noi în general, când vindem materiale, punem foarte mult accent pe calitatea produselor, cel puțin când vine vorba de termosistem, când vine vorba de ferestre, de uși, cum ai spus și tu, pentru că acolo e cea mai mare pierdere. Nu recomandăm produse eco, produse unde s-a făcut un compromis la, să zic așa, la calitate, la etanșietate. Și atunci încercăm și noi să contribuim cât de mult putem la educația clienților. Însă este nevoie de o înțelegere, pentru că sunt clienți care gândesc pe termen scurt și se încearcă să se încadreze într-un anumit buget și vor să facă cât mai multe etape din această construcție. Ei bine, nu prea funcționează treaba asta, pentru că undeva tot pierzi. Pe termen lung, dacă gândești pe termen lung, o să ai costuri mai mari la facturi și atunci nu mai poți să mai faci nimic, pentru că materialele mai slabe deja le-ai pus în operă, deja ai făcut investiția, deci pe termen lung ai niște cheltuieli mai mari. Trebuie să gândim pe termen foarte, foarte lung și să facem investițiile în cunoștință de cauză. Ăsta este și rolul nostru, cel al consultanților în general, să le spună clienților situația exact așa cum este. Mai ales dacă ești într-o zonă, să zic, mai aspră, cu climă mai aspră, unde iarna este, să zicem, mai agresivă, cu atât mai mult trebuie să fim atenți la cum izolăm, la cum
ne pregătim casa de iarnă. O întrebare pentru tine, Cosmin. Poți să-mi spui, te rog, centrala, pompa de căldură pe curent electric legată cu panouri fotovoltaice ar putea să ne aducă costuri zero sau este nevoie de o completare de la rețea? Pe parcursul unui an. Este bine dacă avem pompa de căldură să montăm și panouri fotovoltaice pentru că sunt surse regenerabile de energie și se completează cumva una pe cealaltă. Ca să putem folosi cât mai mult energia de la panourile fotovoltaice, trebuie fie să o acumulăm în acumulatori, în baterii, fie să fii prosumator și să, atunci când produci mai multă energie, să o pui, să o dai în rețea și atunci când ai nevoie să poți să iei de acolo. Dacă ajungem sau nu ajungem la un zero, depinde de cât de mare e sistemul și de cum îl folosim. Acum tehnologia asta tot evoluează și devine și mai accesibilă. Sunt multe programe și la noi este Casa Verde care e în desfășurare acum, lista instalatorilor s-a afișat și e un sprijin de la guvern din fondurile care le au și vor fi tot mai accesibile și tot mai performante ca să ajungem, cum ai spus tu, să putem folosi pompa de căldură cu panourile fotovoltaice, dar în legătură cu rețeaua electrică. Am înțeles. Cosmin, care sunt noutățile din domeniul ăsta? E ceva revoluționar afară de pompa de căldură, care într-adevăr este un sistem revoluționar. Pentru că dacă ai bani și de fotovoltaice foarte bine dimensionate, practic nu ai costuri deloc cu încălzirea, cu răcirea. Pompa de căldură face față și la răcire și la încălzire și nu ai costuri pentru că ai fotovoltaice. Dar trebuie să ai banii de investiție. Poți să ne spui un cost la cât s-ar duce un sistem pentru o casă de 200 de metri pătrați, aproximativ 150-200 de metri pătrați, o pompă de căldură cu fotovoltaice, cu instalație, încălzire, răcire în pardoseală, din experiența ta? Depinde de mai multe lucruri. Nu am un cost exact să spun. Dacă vorbim de pompa de căldură, poate să fie undeva, depinde de calitate, dacă e calitate premium sau un brand local, poate să fie undeva în jur de, pornind de la 6.000 de euro, 6-7.000 de euro. Sunt și variante mai ieftine și variante mai scumpe, asta doar echipamentul. Montajul poate să coste pentru pompa de căldură între 1.000 și 2.000 de euro, dar își depinde de localitate, depinde cât de bun sunt instalatorii, ca să zicem așa, dacă e o firmă recunoscută sau o firmă mai mică, mai nouă. Iar restul echipamentelor depinde la fel de marcă, de brand, de alegere. Garanție, durată de viață. Da, clar. Dar cu 20.000 de euro crezi că am putea să facem o încălzire cu fotovoltaice? Noi vorbim de sistemul de încălzire de termosistem și de izolație a casei. Și instalațiile de obicei în construcția casei sunt undeva la final, la sfârșit. Adică omul, după ce și-a ales cele mai bune ferestre cu 3-4 rânduri de sticlă, ușile și toate finisajele, a luat jacuzzi la soție, ajunge la instalații și i s-a acolo terminat buzunarul. Compromisuri. Da. S-a terminat bugetul. Da? E pe ultima 100 de metri cu banii. Poate a avut un credit ca să construiască casa sau chiar dacă a avut toți banii în buzunar, sunt pe final și atunci instalațiile fiind cam la urmă, cam la sfârșit, oamenii aleg, se uită foarte mult în buzunar, se uită foarte mult la buget. Și atunci aleg echipamentele după
după prețul lor de multe ori, ceea ce n-ar trebui să fie dintre primele criterii. Bun, asta înseamnă că e nevoie de o planificare, e nevoie atunci când pleci la drum să-ți construiești o casă, de o planificare mai atentă și fiecare ar trebui să aibă în vedere toate etapele construcției și să acorde buget pentru fiecare dintre ele. Spun din propria experiență că este exact așa cum ai spus. Punem acoperișul frumos, punem ferestrele o culoare nu știu de care, toate finisajele le facem frumos, dar nu ne gândim la inima casei, nu ne gândim la costurile ulterioare, nu ne gândim la centrală. Ăsta este și motivul pentru care românii fac case foarte mari, dar nu locuiesc decât în două camere ca toată lumea. Și cred că este timpul să ne repoziționăm așa în viața noastră și să facem case pe care le putem permite, să facem case cu costuri mici de întreținere, astfel încât să ne bucurăm și de viață până la urmă, că nu facem case ca să devenim sclavii caselor. Bun. Cosmin, trecem mai departe la un subiect înainte de a lua întrebări. Cât de importantă este aerisirea și ventilația într-o casă și care e diferența între ventilație și aerisire pentru încălzirea în partoseală și pentru calorifere? Pentru că sunt două sisteme separate și e important să știm cum și dacă e nevoie să aerisim, cum să o facem. La construcțiile care se fac în ziua de azi, e importantă ventilația pentru că fiind izolate atât de bine cu termosistem, având ferestre termopan care izolează bine, suntem ca într-un borcan în interior. Atunci nu mai respiră casa, nu mai face schimb de aer cu exteriorul. De aici intervin diverse probleme. Putem să avem mucegai, calitatea aerului nu este bună. Dacă facem aerisirea, cum spuneai, și suntem aproape de un oraș, ne vine praf de afară, ne vin poate fum, aer poluat și atunci trebuie luat în calcul acest lucru. La construcțiile premium, să le spunem așa, care se fac, cum ar fi casele pasive, casele NZEB, se ia în calcul de la început lucrul ăsta ca să fie eficient energetic și te montează un sistem de ventilație cu recuperare de căldură. De obicei e bine prevăzut de la construcția casei, adică tubulatura să fie astfel montată în tavan sau în tavanul fals sau în fiecare cameră ca să se încadreze în design. Se poate monta și la construcțiile existente, e un pic mai greu și mai complicat, dar se poate face și acolo. Aceste sisteme de ventilație scot aerul din casă, aerul viciat cu mirosuri și cu umezeală, aduc aer din exterior și schimbă căldura între cele două. Avem un procent de eficiență de 85-90% de recuperare a căldurii și astfel facem ventilația casei recuperând căldura din aer. Bun, ăsta este un lucru care nu prea suntem obișnuiți, pentru că nu avem educația în zona asta. Dar eu din propria experiență pot să spun că am dat drumul la o sobă și am pus acea sobă în sufragerie, în living, și când am vrut să fac foc într-o iarnă de Crăciun sau de Revelion, nu mai știu, visam eu să am acel șemineu aprins. Mi-am dat seama că nu pot să-l aprind. Deci pur și simplu nu reușeam să-l aprind. Și ulterior mi-am dat seama că trebuie să deschid ușa. Când am deschis ușa, a început să ardă. Deci este clar că pe vremea bunicilor noștri, existând ferestre din lemn prin care mai trecea vântul, focul ardea în sobă. La noi, în casele noastre, nu arde dacă nu există un sistem de ventilație, dacă nu există tot timpul aer proaspăt, nu are cum să meargă. Sunt foarte multe cheltuieli pe care trebuie să le facem la o casă și trebuie să avem grijă la foarte multe detalii, să zic așa, dar de cele mai multe ori neglijăm
și instalația electrică, și izolarea fonică, și termosistemul, și tot pentru că punem accent pe aspect. Noi trebuie să schimbăm un pic pe aspect și pe dimensiuni. Ar trebui să schimbăm un pic direcția și să punem accent foarte mare pe utilitate și pe conservarea energiei. Dar acum ține de fiecare și... Na. Haideți să luăm întrebări. Dragilor, cine pune întrebări? O să luăm o singură întrebare pentru câte un participant. Nu o să răspundem la două întrebări decât dacă situația o cere și nu este clar de la început. Cineva a pus o întrebare aici despre încălzirea electrică în pardoseală cu fir. Ce părere ai despre încălzirea electrică în pardoseală cu fir? S-a folosit într-o perioadă destul de mult. S-a folosit, este asemănătoare cu încălzirea în pardoseală cu agent termic. Practic avem un fir electric prin șapă, care atunci când e parcurs de curent electric produce căldură. Eu o consider tot în soluțiile scumpe de încălzire. Orice variantă de încălzire electrică, fie că vorbim de centrală electrică sau convectoare electrice, calorifere cu ulei, orice sursă de încălzire electrică e în general scumpă. Comparând-o cu încălzirea pe gaz, poate fi de 3-4 ori mai scumpă. Știu că sunt case încălzite cu încălzire electrică în pardoseală cu fir. Depinde de cum e construită casa, dacă e o construcție nouă sau nu. La construcțiile noi, în general, e izolație bună și atunci n-ar trebui ca necesarul termic să fie foarte mare. Și asta putem să-l acoperim cu aproape orice sursă și să nu fie un consum mare. Dar ca regulă generală, să zicem, aș încadra-o în sursele mai scumpe de încălzire. Știu că se folosește la tiny house, se folosesc sursele astea pentru că este suprafața mică și nu trebuie foarte mult covor pentru încălzirea asta în pardoseală. Sau se pune în zona băilor, să zicem acolo unde situația o cere. Și am mai văzut sistemul ăsta folosit la degivrare pentru depărtarea înghețului chiar la exterior. Acum nu știu cât de eficient e sau cât de mult consumă, probabil are un reglaj ca să nu meargă tot timpul, ci doar atunci când este cazul. Dar e o soluție, să zic așa, de compromis. Pentru suprafețe mici se poate folosi, cum ai spus tu, pentru băi, pentru bucătării, pentru holuri. Se folosește, sunt chituri de încălzire în pardoseală electrică, care sunt niște covorașe cu o plasă pe care e înșirat firul și putem, plasa are jumătate de metru lățime, o putem tăia să o înșiruim și să zicem că pui încălzire în pardoseală cu agent termic la nivelul casei, ca să nu mai pui și în baie, poți să pui varianta electrică doar acolo, local. Ele vin și cu termostat, o să o programezi să meargă la anumite ore sau poți să setezi temperatura să se oprească, să nu consume tot timpul. Bun, mai luăm o întrebare, Cosmin. Care este cel mai bun sau cel mai potrivit filtru antimagnetită pentru centrală? Diferă de la o centrală la alta sau se potrivește oricărui tip de centrală? Se potrivește oricărui filtru, oricărui tip de centrală. Filtrul antimagnetită are un magnet în interior care strânge pe el magnetita din instalația de încălzire. Aceasta fiind particule mici și metalice care circulă și care formează nămolul în instalație, care duce la multe probleme. În general, la centralele noi în condensație e necesar filtrul antimagnetită și este, în unele țări este chiar obligatoriu pentru garanție. De exemplu, ca să prelungească garanția cu câțiva ani, e obligatoriu să montezi un filtru antimagnetită. Eu îl recomand, este foarte bun pentru că strânge mizeria, poate utilizatorul poate să îl închidă
robineții lui, doi robineți, și să-l curețe, se desface paharul lui și se scoate mizeria. Centralele condensate sunt în general mai sensibile la impurități, fiindcă schimbătoarele de căldură au orificii mai mici și se pot înfunda mai repede, și cu filtrul acesta reușim să le protejăm mai bine. Ok. Bun, până mai luăm încă o întrebare, vreau să te întreb ceva legat de duritatea apei. Este un subiect care pe noi în România, să zic, ne afectează. Din ce în ce mai mulți observăm că apa de la robinet este foarte dură și ne afectează, să zicem așa, toate instalațiile pe care le avem. Inclusiv la mine acasă e aceeași problemă. Ce putem să facem pentru asta? Avem nevoie de o stație de durizare a apei, e nevoie de un filtru special. Am văzut că sunt foarte multe soluții pentru dedurizarea apei. Și cât de important este să avem o apă dedurizată pentru a prelungi viața centralelor? Aș porni de la sursa apei. Dacă avem apă de la rețea, de exemplu oamenii care stau la bloc sau care primesc apa de la rețeaua de apă, asta în general n-ar trebui să aibă probleme cu duritatea. Ar trebui să fie în parametrii, să nu trebuiască să-i facem nimic, să fie o apă bună de băut, fără impurități, fără duritate. Adică apa de la rețea nu ar trebui dedurizată. Cea care trebuie dedurizată e apa de la fântână, de la puț, cum e la țară unde avem fântâna, sau cei care au hidrofor, care trag din foraj apa. De cele mai multe ori și în multe zone este apă dură. Aici ar trebui să începem cu o analiză a apei. Dar putem vedea semne că avem apă dură, ne dăm seama că e apă dură, vezi pe robinet că rămân pete, se strică boilerul electric, se strică centrala, se strică multe electrocasnice care funcționează cu apă de expresoare, de cafea, și observăm apa dură, dar trebuie să începem cu analiza apei. La analiza apei vedem în ce parametri se încadrează duritatea apei și mai putem vedea dacă mai trebuie și altceva tratat din apă. Ar putea să avem alte surprize, poate nitriți, poate fier, alte lucruri de care vrem să scăpăm, dar să nu le bem odată cu apa. Știu că sunt multe filtre pe piață și denumirea poate ne duce către dedurizare și către scăderea durității apei, dar ca să reducem duritatea apei, singura care ne ajută este stația de dedurizare, cea cu care are rășini și sare de dedurizare. Acesta ar fi singurul echipament care îl folosim ca să scădem duritatea apei. Am văzut că mai sunt niște filtre simple, ca o țeavă așa, spiralată pe interior, prin care dacă trece apa se dedurizează. Poți să ne spui ceva despre acel filtru? Nu are nimic, nicio componentă, niciun consumabil, decât o țeavă care se montează la intrare și de acolo apa se dedurizează. Așa am înțeles. Da, nu știu exact modelul acela. Dacă există invenția, măcar. Mai sunt unele variante electrice, de exemplu, care seamănă cu ce spuneți tu, cu o țeavă care se pune pe alimentare pe țeavă cu apă și mai au ca o bobină ceva electric. Ca să reducem duritatea apei, de exemplu, la stația de durizare se face un schimb de ioni între rășini și apa sărată. Acum, prin filtrare, deci dacă trecem printr-o sită apa, nu îi scădem duritatea. Deci trebuie... E clar, e proces. Ok. Cosmin, îți mulțumesc foarte mult pentru întrebarea mea, că asta a fost întrebarea mea, dar pot să mai spun ceva înainte să trecem la următoarea întrebare. Cosmin, să știi că în orașele mici, cum este Râmnicu Sărat sau Buzău sau orașele de provincie, calitatea apei, să știi că nu este chiar ceea ce ar trebui să fie, pentru că nu-și permit cei care administrează să facă ce ar trebui să facă acolo.
apare și impurități, este și foarte dură și pot să spun că nu prea este recomandată să fie consumată, tocmai pentru că este neglijată această calitate. Și deja și cei care administrează aceste stații de apă spun că oricum lumea nu bea de la robinet, că își cumpără apă plată. Păi tocmai de asta nu bea nimeni apă de la robinet, pentru că e murdară, nu e sănătoasă. Da. Bun, mai luăm o întrebare. Un singur sistem de răcire, respectiv un singur sistem de încălzire, respectiv răcire pe timpul călduros, poate fi făcut? Cred că se referă, Constantin, se referă la răcire, încălzire în pardoseală, nu? Cred că aici era întrebarea lui. Sunt variante aici, da. De exemplu, dacă avem încălzire în pardoseală în casă, avem o pompă de căldură, putem să facem răcire prin pardoseală. Adică pompa de căldură poate vara să circule agent termic la o temperatură de minim 18 grade, nu mai jos, ca să nu facă condens, să nu fie sub punctul de rouă. Și putem să facem răcirea casei în felul acesta. E confortabil, nu e la fel de eficientă ca răcirea cu un aer condiționat, unde simți jetul de aer rece și unde se circulă foarte mult aer prin ventilator, dar e o variantă. O altă variantă este prin sistemul de ventilație cu recuperare de căldură, care poate să aibă baterie de încălzire sau baterie de răcire. Bateria de încălzire poate să fie una electrică, de exemplu, cea de răcire poate să fie conectată la pompa de căldură și poate să dea aer cald sau aer rece. Asta fie a doua variantă. Mai putem avea a treia variantă dacă avem, de exemplu, un sistem de încălzire-răcire cu ventiloconvectoare. Acestea sunt ca un calorifer cu ventilator și pot fi de perete, pot fi și de tavan, ventiloconvectoarele. Și dacă le avem conectate la o pompă de căldură, cum sunt multe birouri făcute și spații de office, pot să dea vara rece și iarna cald, dar schimbând ciclul la pompa de căldură. În același sistem de încălzire, din cameră, putem avea aer rece sau aer cald. Deci variante sunt, depinde ce se potrivește la fiecare casă. Acum, să spun sincer, la încălzirea în pardoseală, dacă pui și răcire, sentimentul meu este că femeile, în general, ar trebui să poarte neapărat papuci. Depinde cât de sensibil suntem, dar acum la unii s-ar putea să le placă pardoseala rece, la alții nu. Vara probabil e confortabil să simți rece la picioare. Tu că ești bărbat, dar doamnele nu cred că vor să simte rece. Doamnelor, spuneți-ne dumneavoastră dacă vreți să simțiți rece la picioare sau nu, vara, chiar și vara. Oricum, impactul răcirii prin împardoseală este pe termen lung și atunci când intru într-o casă răcită prin pardoseală se simte așa o temperatură foarte, foarte uniformă, ca și când ai intra într-un beci, într-o chestie, într-o casă veche care are pereți de un metru, să zicem. Da. Bun, îți mulțumesc foarte mult, Cosmin. Mergem mai departe. Numai cazul să mai răspundem la întrebarea lui Alex. Încălzire în pardoseală cu fir electric versus calorifere electrice conventoare distincte. Aici se încadrează în acea sursă care e mai scumpă și atunci e la fel, e același lucru în principiu. Aici diferența ar fi faptul că simți la picioare cald, dar la costuri tot acolo. Mi-am permis să răspund eu în locul tău, Cosmin. E ok răspunsul, m-am trezit specialist. Da. Bun. Ce părere aveți de centrală pe lemne cu gazeificare, Arca Aspiro sau focar de inox sau de oțel? Da. Arca Aspiro e una din centralele pe lemne din gama premium, făcute în Italia. Sunt printre cele mai bune centrale pe lemne.
ce le diferențiază, ei au și varianta cu focar din inox. Focarul centralei pe lemne e foarte mult afectat de coroziune, de la gudron, de la arderea lemnelor. Și atunci focarul din inox rezistă mai mult în timp, dar vine și cu un preț mai mare, sunt mai scumpe. Pe lângă acestea, au și o automatizare bună centralele Arca Caldae. Automatizarea lor poate să comande mai multe elemente din circuit. De exemplu, poate să comande pompele de circulație, poate să avem un panou solar legat la boiler pentru apă caldă. Atunci, părerea este una bună despre ele, sunt în gama premium de echipamente. Ok, dacă am răspuns la întrebare, Cătălin, îți mulțumim pentru că ne-ai pus-o. O întrebare, dacă la o centrală pe peleți trebuie pusă sub apa de presiune? Cred că la orice centrală ar trebui. Da, trebuie să avem o supapă de siguranță. La centralele termice pe gaz există și la 3 bar, de exemplu. La centralele pe lemne, de obicei se pun 2 supape de siguranță. Și motivul este ca dacă una dintre ele se înfundă sau nu funcționează, pentru că e veche în general, după 10 ani ele nu mai funcționează datorită trecerii timpului, nu mai sunt atât de bune. Și e nevoie să avem de 2 supape de siguranță ca să funcționeze cel puțin una din ele. Și atunci, da, ne trebuie supapă de siguranță, de presiune și trebuie dimensionată corect după centrala termică. De exemplu, sunt unele care au presiunea maximă de lucru de 1,5 bar și atunci supapa ar trebui să fie nu mai mult de atâta, da? Ca să deschidă prima dată supapa, să protejeze centrala. Sunt altele care au presiune de lucru mai mare, 2 bar, 3 bar, poate și 4 bari unele, dar în jur de 3 bari e valoarea medie, să zicem, la care le găsim pe cele mai multe. Ok. Bun, deci este vorba de siguranță, fără supapă de presiune nu se poate, clar. Mergem la Andra Georgescu, care este o prietenă noastră și a fost în emisiunea trecută. Este arhitect de profesie. Și ne întreabă, că aici am avut așa o mică discuție, dacă se poate face instalație de electrică, instalație mixtă în pardoseală și clasică pe etaje. Eu spun de la început că am asta acasă, deci la mine am centrală pe gaz, jos încălzire în pardoseală și sus încălzire cu calorifere clasică. La mine funcționează printr-un distribuitor de căldură. Acum și am termostat în fiecare cameră. Acum nu știu dacă am un randament foarte bun sau dacă centrala este exploatată la adevărata capacitate, dar la mine merge de câțiva ani. Acum aștept părerea ta să-mi spui dacă am făcut bine sau n-am făcut bine. Eu o să spun și părerea mea, dar dacă tu ești în cauză și ai sistemul, ai încălzire în pardoseală la parter și calorifere la etaj, și spune-ne tu cum se simte, unde este mai bine, la încălzire în pardoseală sau la calorifere, și dacă ai vrea să schimbi ceva acum. Este clar că la încălzire în pardoseală este mult, mult mai bine. N-am nicio problemă cu praful. Chestia asta cu praful depinde cât de curat ești. Dacă acum intri încălțat și aștept să nu se ridice. Dar în general, dacă ai gresie, eu am pus gresie în toată casa la parter și funcționează foarte bine. Randamentul este foarte bun, e foarte plăcut să calci pe cald, mai ales iarna. Iar la etaj, pentru că și este foarte bine izolată pardoseala, la etaj este la fel de bine, doar că țin caloriferele pe minim. Chiar am pus mai multe calorifere decât ar fi trebuit, tocmai în ideea de a merge pe minim. Iar caloriferele mele stau undeva la 55 de grade setate, temperatura. Deci, practic, dacă încălzirea în pardoseală merge la 45, da, și caloriferele la 55, e un randament bun. Nu se duce centrala în 80 de grade sau... Adică am pus mai multe calorifere ca să fie pe minim. Asta a fost în concluzie
ideea. Da. Și pentru mine este ok. Acum spune-mi tu dacă e corect sau e incorrect. Putem porni discuția de la încălzire în pardoseală sau calorifere, să zicem așa. Și încălzirea în pardoseală este o variantă premium de încălzire. Odată că este mai scumpă ca total pe tot sistemul, trebuie mai mult deranj, că trebuie să turnăm șapa, să punem țevile prin pardoseală. Diferența este că este mai confortabilă și cine a experimentat încălzirea în pardoseală, cine a stat într-o casă sau într-o cameră unde e încălzire în pardoseală, iarna, probabil că a simțit și poate să spună, poate să vadă că este mai bine, se simte diferit față de calorifere, căldura e mai confortabilă, îți vine de jos, nu ți-e frig la picioare. Și la nas e mai simplu. Adică dacă eu, de exemplu, dacă dorm într-o cameră de hotel unde e calorifer și e un calorifer micuț care trage tare, mă deranjează pur și simplu. E o mare diferență. Da. Acum sunt situații în care se pune încălzire în pardoseală la parter și calorifere la etaj, așa cum e și la tine. Din diverse motive, oamenii aleg varianta aceasta. Poate nu se încadrează în buget și nu pot să pună toată casa încălzire în pardoseală, că costă mai mult. Sau poate la etaj sunt dormitoarele care nu sunt locuite toată ziua, stăm doar noaptea acolo și living-ul și partea de jos e locuită mai mult ziua, dar se alege varianta aceasta. Și răspunsul la întrebare este că da, se poate face, evident că există multe instalații făcute în felul acesta. Acum, discutând cu mai mulți beneficiari și văzând experiența mai multor oameni, cei care au ales varianta asta și-au dorit să fi pus în toată casa încălzire în pardoseală. În pardoseală, da. Eu știu pe cineva care și-a spart din nou gresia și a pus încălzire în pardoseală pentru că și-a dat seama că n-a făcut ce trebuie cu caloriferele. Da, și situațiile sunt diferite de la om la om. Poate sunt mulți oameni care au copii mici și stau mai mult la nivelul de jos, pe pardoseală, să nu le fie frig. Și da, sunt multe situații în care să alegi. Da. Aici trebuie să ne întoarcem la partea economică, pentru că este subiectul zilei de astăzi. Și trebuie să amintim faptul că la încălzirea în pardoseală, agentul termic circulă cu o temperatură mai scăzută decât în cadrul caloriferelor. Și atunci nu trebuie să încălzească centrala, să depună un efort să ridice temperatura apei. La cât? La calorifere la cât se ridică? 60 de grade. Da? Și la încălzirea în pardoseală? Maxim 45 sau mai jos, da. Deci maxim 45 de grade. Alea 25 de grade diferență fac diferența și la factură. Da, cu încălzirea în pardoseală ar trebui să consumăm mai puțin, să avem un consum mai mic. Odată că este mai bine compatibilă cu centrala în condensație, centrala în condensație pe gaz, ca să funcționeze în condensație, trebuie să aibă o temperatură pe tur mai mică de 55 de grade. Și atunci putem să obținem asta foarte ușor cu încălzirea în pardoseală. Și dacă montăm încălzirea în pardoseală, consumul ar trebui să fie mai mic cu 10-15% față de calorifere. Bun. Deci se amortizează cumva încălzirea în pardoseală și plus că ai un confort pe termen lung. Da. Mergem mai departe. Îți mulțumim, Andra, pentru întrebare. Pentru a reduce consumul electric în cazul unui hidrofor, ce este recomandat? Montajul unui vas de expansiune mai mare sau utilizarea unui soft starter pentru motor? David ne-a pus hidroforile întrebare. Pentru case obișnuite, în general, au în jur de 1 kW, 0,7 sau mai mult, 1,3, cam pe aici. Vasul de expansiune ajută să aibă mai puține cicluri de pornit-oprit. Dacă n-ar avea deloc vas de expansiune, când dăm drumul la apă, ar porni pompa, când umplem o ceașcă cu apă, când oprim apa, s-ar opri. Aceste cicluri dese de pornit-oprit îi fac rău pompei de hidrofor, fiindcă pornește și n-are timp să răcească. Ea își face răcirea cu lichidul care circulă, cu apa care circulă prin ea. Și atunci e bine să avem un vas de expansiune
și vine să avem un vas de expansiune pentru hidrofor cât mai mare. Dar de obicei sunt 24 de litri vasele de expansiune, care sunt relativ mici. Mai sunt și de 50 de litri, de 80 de litri, de 100. Deci dacă avem un vas de expansiune mai mare, înseamnă mai puține cicluri de pornit-oprit și înseamnă că mărim durata de viață a hidroforului, se va strica mai târziu, va ține mai mulți ani. Nu sunt foarte multe lucruri care putem să le facem să reducem consumul electric, decât să reducem consumul de apă, poate, sau să schimbăm pompa, să alegem o altă pompă mai eficientă, poate o pompă de generație mai nouă, care să aibă un motor mai eficient, poate un număr mai mic de kilowați față de un model vechi. Bun, dar utilizarea unui soft starter pentru motor ar ajuta, pentru că până la urmă hidroforul pleacă când ridici robinetul, nu? Da. Sau dacă ai vas de expansiune, nu mai e cazul, că când deschidem robinetul, vine apă din vasul de hidrofor de la hidrofor și când scade presiunea în vas, va porni hidroforul să refacă iar presiunea. Soft starter probabil că se referă la un inverter, de exemplu, o pompă care să și sunt pompe submersibile care își variază durația, adică dacă deschizi pe jumătate robinetul și a merge ca turație, să zicem, pe jumătate și nu consumă, nu merge în turație maximă. Și există și varianta aceasta, sunt echipamente mai performante și mai scumpe în general. Ok, mergem mai departe. Simona, care ar fi dezavantajele încălzirii prin pardoseală utilizând o centrală pe lemne? Aici te las pe tine să începi. La centrala pe lemne, în combinație cu încălzirea în pardoseală, principalul dezavantaj este autonomia centralei pe lemne. Un foc la centrala pe lemne ține în general 2-3 ore. Dar dacă umplem camera centralei, dăm foc la lemne, ard lemnele, ard 2-3 ore, să zicem, mai mult sau mai puțin, depinde cât de uscate sunt, cât de frig e afară, după care s-a terminat focul. Și atunci, încălzirea în pardoseală e un sistem cu inerție mare, pentru că avem țeavă prin șapă în toată casa. Inerția este mare în sensul că se încălzește greu, apoi cedează căldură și se și răcește greu, adică va ceda căldură după aceea. Ca să putem să optimizăm acest sistem, ar trebui să avem un puffer, un acumulator. Și sunt puffere pentru centrala pe lemne, care e un count boiler, un vas de 1000 de litri, 1500, 2000 de litri, dimensionat pentru pe cât de mare e centrala pe lemne. Și atunci când ard lemnele din centrală, încarcă pufărul, adică cresc temperatura din apei din pufăr de la 20 de grade la 60 de grade sau 80 de grade. Și apoi cu o pompă circulăm din pufăr în încălzirea în pardoseală și putem comanda această pompă cu un termostat de cameră ca să încălzească doar când e cât trebuie și să ia câtă energie trebuie de acolo. Cam dar așa ar fi. Aici este un subiect foarte interesant, Cosmin, pentru că atunci când, de exemplu, vrei să ridici, poți să pui un pufăr mai mare. E ca în cazul vasului de expansiune la hidrofor. Poți să pui un pufăr mai mare. Să zicem că faci focul dimineața, zdravăn, și ai încălzit apa aia la o temperatură destul de mare, iar restul zilei poți să pui în mai sunt și pufăre care au rezistență electrică și pot menține cumva temperatura, adică mai pot încălzi puțin apa. Iar seara să mai faci un foc ca să ai până a doua zi dimineață. Ar fi o variantă destul de economică și ca timp, zic eu, și ca resurse. Ce părere ai despre asta? Da, e o variantă bună. La un puffer se pot pune și surse suplimentare, cum e rezistența electrică de care spuneai. Putem lega un panou solar care să mai încălzească. Putem lega o altă sursă de încălzire, de exemplu o centrală termică pe gaz. Sau electrică? Încălzească, sau electrică, da. Deci, practic, pufferul ăsta este ca o baterie
pentru agentul termic. Ok, foarte da, bun. Trebuie dimensionat bine. Furnizorii de centrale pe lemne au niște formule de dimensionare, doar că ar fi niște pufere foarte mari dacă ne luăm după ele, ar trebui, îi recomandă în jur între 40 și 60 de litri pe kilowatt, ceea ce înseamnă un pufer mare de 2000 de litri sau mai mult. Dar cu cât e el mai mare, cu atât poate să putem să-l încărcăm cu mai multă energie când ardem lemnele. Ok, deci cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Probabil și costul e pe măsură. Costul e pe măsură, mai trebuie să avem și loc de montaj. Acum un pufer de 1000 de litri e, să zicem, normal. Dacă e mai mult de atâta, s-ar putea să nu aibă loc pe ușe, s-ar putea să nu aibă loc ca înălțime în camera tehnică, intervin diverse probleme la echipamentele mari. Deci cumva atunci când îți schițezi casa, ar trebui să știi soluția tehnică pentru încălzire, răcire, pe care vrei să o adopți, tocmai ca să știi să dimensionezi și camera tehnică după pufă, după sistemul de încălzire. E important. Nu aș fi știut treaba asta. Așa e în teorie, numai că în practică nu se face întotdeauna așa, în sensul că românul își face casa și apoi se gândește cu ce o încălzește. Și dacă pune centrală pe lemne, construiește o anexă lângă casă, poate o cameră tehnică, apoi trebuie să facă și coș de fum pentru centrala termică, tot de la camera tehnică. Și se complică și se complică lucrurile. Deci, dragilor, în momentul când vă construiți casa, duceți-vă la un arhitect, dacă nu aveți unul, vă dăm noi pe cineva, ca să vă pună întrebările potrivite, tocmai pentru a nu munci de două ori și am cheltuit bani de două ori. Chiar am văzut case care aveau un coș de fum atașat lipit pe exterior, o cameră tehnică care nu avea nicio treabă cu arhitectura casei, la fel, pentru că era pur și simplu anexă la casa care s-a făcut. Deci, practic, înainte să ne construim casa, trebuie să știm ce vrem să facem acolo. Bun, mergem mai departe cu întrebările. La centrala pe peleți sau pe lemn trebuie puse elemente de siguranță. Cred că am răspuns la întrebarea asta. Da. Îmi spune că Andra poartă papuși prin casă la răcirea prin pardoseală. Bun. Cineva spune că hidroforul se răcește cu aer, nu cu apa din ea. Cred că nu vorbeam de hidrofor, noi vorbeam de pompa submersibilă, nu? Da, probabil că am zis eu greșit. Da, pompa submersibilă se răcește cu apa. Hidroforul poate să aibă o elice ca o răcire cu aer. Bun. Dacă avem o pompă de căldură și încălzire în pardoseală, este nevoie și de pufăr? Depinde de situație și depinde de modelul de pompă de căldură. E bine să urmăm instrucțiunile producătorului, pentru că o să vedem modele diferite de pompe de căldură de la mărci diferite. Și aici aș merge pe mâna producătorului. Sunt unele mărci, unii producători care recomandă un pufăr mic, de exemplu de 80 de litri sau de 100 de litri, care se poate monta pe perete, nu e foarte mare. Și sunt alte instalații unde trebuie un acumulator mai mare și sunt instalații în care nu se montează deloc pufăr. Acum tendința este a oamenilor, a beneficiarilor, să pună un semn de întrebare la el, adică să zică chiar am nevoie de el, nu merge și fără el. Și aici aș merge la instrucțiunile de instalare și dacă este trecut în schema de montaj și dacă este cerut de producător, l-aș monta, nu e un cost foarte mare. Deci răspunsul e că trebuie urmat recomandarea producătorului. Ok. Bun. Ce părere ai despre încălzirea în pardoseală cu panouri solare cu pufăr? Panouri solare cu apă sau cu agent? Asta noi am vorbit-o, că poate să fie aport. Panoul solar poate să fie aport la încălzire, la sistemul principal de încălzire. Dar cred că doar panourile solare
ar fi prea puțin și n-ar fi o siguranță că va funcționa. Un panou solar are cam un kilowatt, să zicem, pe timp de vară, în medie, să zicem, aproximativ. Pe timp de iarnă, soare e mai puțin. Poate să aducă un aport la încălzire. E mai greu să facem încălzire doar cu panourile solare, pentru că ar trebui să avem un necesar mic de încălzire, să avem un număr mare de panouri solare, să avem un câmp de panouri solare care vin cu alte probleme. S-ar putea să n-aibă loc pe acoperiș, fiind foarte multe, n-au loc și atunci trebuie puse și jos. Și vara, dacă sunt foarte multe, iarăși e o problemă, vorbind de cele cu agent termic, pentru că pot să capteze prea multă energie solară, care trebuie să o descărcăm. Atunci e bine să avem o piscină, de exemplu, unde putem să facem încălzirea apei pe timp de vară. Deci lucrurile se complică. Practic trebuie să le acoperi, pentru că nu ai ce să faci cu ele. Se pot, se risipește pur și simplu. Da, da, și atunci, ca să nu dăm la canalizare apa aceea caldă, o descărcăm undeva și e bine să există o piscină, ca să, dacă sunt multe panouri solare, încălzească apa de acolo. Deci, dragilor, piscina e soluția la orice casă. Bun, o întrebare legată de preț. Cât costă un sistem aproximativ, un sistem de ventilație la o casă pentru o suprafață de 150 de metri pătrați, doar parter? Nu am un preț exact să dau, depinde de marca produsului. Pe blog de instalație.ro am scris despre câteva sisteme de ventilație, despre cele despre ventilația Sabiana, de exemplu. Depinde de ce produse se aleg și de cum se implementează. Ok. Bun. Poate să fie prin tubulatură, poate să fie printr-un sistem unic într-o cameră mai mare. Deci sunt mai multe variante. Cert este că clar trebuie aerisită casa. Ori deschizi geamul dimineața la prânz și seară și nu tot nu e suficient, ori dacă nu, trebuie să pui un sistem de ventilație automat care să-ți recupereze căldura. Ți-am răspuns bine, Cosmin, sau... Da, doamnele pot să aerisească mai mult. Acum aerisirea ar trebui făcută în 10 minute. Nu da. Să ținem geamul deschis toată ziua. Sigur, sigur. Doamnele or să țină toată ziua. Bărbații nu. Bun. Încălzirea cu peleți. Am constatat că este foarte scumpă. Am 200 de metri pătrați și consumă 6 saci în 24 de ore, cu pufăr de 800 de litri, cu serpentină la panourile solare 9 bucăți, dar nu face față. M-am gândit să pun o rezistență de 4 kW în pufăr legată la panourile fotovoltaice. Ce părere aveți? Consumul pare mare, într-adevăr. Probabil că poate să fie undeva mai jos, undeva mai mic. Și există și panouri solare. Nu cred că rezistența electrică ar fi o soluție. Poate, acum, fiind o centrală pe peleți, normal nu ar avea nevoie de pufăr. Pufărul e necesar la centrala pe lemne, ca să acumuleze căldura. Am spus că lemnele ard 2-3 ore, făcut în centrala pe lemne și acumulăm căldura în pufăr. Centrala pe peleți e automată, e ca o centrală pe gaz, poate să meargă comandată de un termostat de cameră. Putem să-i punem un termostat cu programare, chiar termostat cu unde radio comandat prin telefon, prin internet. Și atunci ce aș face, aș scoate de tot pufărul, pentru că nu e necesar. Și cu un termostat cu programare, cu cel puțin 2-3 programe de funcționare pe zi și pe noapte, ar merge centrala doar când e nevoie. Și apoi consumul ăsta foarte mare s-ar putea să fie și din cauza izolației. E posibil să fie o casă neizolată. Și luat în vedere și lucrul ăsta, dacă nu e izolație, să se ia în calcul, poate să se izoleze casa. Aici aș vrea să intervin puțin. Să știți că la o casă se poate pierde căldură prin mai multe zone. Se poate pierde căldură prin fundație, se poate pierde căldură prin pereți,
dacă nu este termosistemul făcut bine. Indiferent că voi ați pus un termosistem foarte bun, să zicem cu EPS-ul care trebuie, cu grosimea cât mai mare, dar contează foarte mult și montajul. Aveți mare grijă la cum se montează termosistemul, pentru că asta face diferența. O altă scăpare, să zic așa, este prin ferestre și uși. Mare atenție la ce ferestre și uși vă puneți, pentru că acolo este cea mai mare pierdere. Casa are o piesă foarte importantă și astea sunt ușile și ferestrele, pentru că vă costă și mai mult să le schimbați, așa că puneți-le bine de prima dată. Pentru că în momentul când vreți să renovați și să schimbați o fereastră, gândiți-vă că trebuie să spargeți plafon și la interior și la exterior. E un deranj foarte mare și oricum piesa care ați avut-o va trebui să o aruncați, să puneți alta în loc. Deci practic e bine să puneți o tâmplărie calitativă încă de prima dată. Bun. Mergem mai departe. Am sărit o întrebare. Dacă am o pompă de căldură care funcționează corect pe partea de radiatoare și vreau să fac instalație pe pardoseală, dar tot cu aceeași pompă de căldură, va funcționa corespunzător? Dacă înțeleg bine întrebarea, există o pompă de căldură care funcționează cu calorifere și se dorește să se monteze încălzire în pardoseală. Dacă va funcționa aceeași pompă de căldură, da. Da, răspunsul e da, va funcționa bine, sigur trebuie dimensionat, adică trebuie montate pompele de circulație care trebuie și distribuitor pentru încălzirea în pardoseală. De obicei probleme sunt când este invers, adică dacă avem un sistem de calorifere cu centrală termică și montăm o pompă de căldură, atunci trebuie făcute niște verificări să vedem dacă sunt dimensionate bine, dacă trebuie cumva mărite caloriferele, dacă au puterea potrivită. Dar în cazul ăsta aș zice că este ok. La încălzirea prin pardoseală, suprafața radiantă este mult mai mare. Ne gândim la o cameră, de exemplu, unde avem un calorifer de 1 metru, să zicem. Dacă punem încălzire în pardoseală, vom avea 16 metri pătrați, poate, de suprafață radiantă. Și atunci, sigur, va face față. Ok, sper că am răspuns la întrebare, Marian. Și dorim să iei decizia cea mai corectă. Încălzirea nu mai avem întrebări? Nu mai avem întrebări sau nu mai așa. Dacă nu este loc de un pufăr mare, se pot pune două mai mici. Cred că se poate, nu? Se poate și se urmărește soluția asta când nu are loc pufărul. Vorbeam că dacă are mai mult de 1000 de litri, nu are loc pe ușă din diametrul lui mare. Și oamenii se gândesc la două pufăre. În general e o soluție scumpă pentru că sunt prețuri la două echipamente, dar se pot monta două sau mai multe pufăre legate împreună. Ok. Văd că aici oamenii au început să vorbească între ei. Bun, prin gaura de la hotă sunt pierderi termice? Cum putem să rezolvăm această problemă dacă este vreo problemă? Este o problemă. Deci chiar pe acolo pe unde e hota e un curent maxim și e rece tubulatura aia. Chiar așa e, într-o bucătărie, cel puțin la bloc, dacă ești pe partea de nord unde bate vântul, chiar e o problemă cu hota. Ce soluție avem aici? Bună întrebare, mulțumim foarte mult, Narcis. Soluția este să montăm o clapetă de sens. Sunt clapete pentru hotă, clapete de ventilație. Acum sunt mai multe tipuri și la aceste clapete. De exemplu, poate să fie o clapetă gravitațională care are o parte prinsă și când pornește ventilatorul, o împinge și apoi își revine singură. Acum, dezavantajul la acestea e că poate să împingă și vântul. Adică dacă bate vântul, o împinge și auzim cum clănțăne la un moment dat.
Mai e un alt model de clapete care sunt cu arc, care de obicei au două părți și la fel sunt împinse de ventilator și ventilatorul are putere ca să o deschidă, să înfrângă rezistența arcului. Și acestea sunt mai bune, să zicem așa, adică nu o să mai clânțăne când bate vântul. Ok. Deci supape, cele mai calitative supape de sens, să zicem, pentru aerisire. Bun. Mă întreabă cineva dacă ne întreabă dacă este suficientă ventilația doar cu ajutorul ferestrelor, atât varna cât și iarna. Cosmin, te las pe tine. Depinde de ce vrea fiecare. Acum, dacă stăm aproape de pădure și aerul bun și nu ne dorim altceva, deschidem geamul dimineața, seara, aerisim și aia e tot ce ne trebuie. Dacă avem o construcție nouă, de exemplu, cum sunt casele care sunt casele pasive sau casele aproape pasive sau casele în zeb, acolo urmărim să avem un consum cât mai mic de energie și să facem încălzire cât mai puțină, să avem un necesar termic cât mai mic. Și atunci iarna, dacă deschizi fereastra, arunci încălzirea afară, căldura o scoți afară și banii din buzunar la fel. Și calitatea aerului iarăși poate să fie o problemă. Dacă stăm într-o zonă cum e Bucureștiul, de exemplu, în casele la București sau în oraș, în orașele mari, dacă e praf, pentru persoanele sensibile, de exemplu, care au o alergie la polen și trănută, atunci ventilația în casă este răspunsul la problemele lor. Pentru că atunci avem aer curat tot timpul, avem temperatură uniformă în casă peste tot, avem aer filtrat, trece prin filtrele de la centrala de ventilație, umezeala, umiditatea va fi controlată, dar nu o să avem camere cu mucegai sau zone mucegăite cu igrafie. E un echipament, ca să zic așa, care ne aduce confort în viață și în casă. Vine cu un cost, costă ceva bani, trebuie să îl prevedem de la construcția casei cel mai bine ca să putem să-l ascundem. Nu vrem să vedem decât grilele de aerisire în cameră. De obicei se scoate aerul din baie, din bucătărie și de pe holuri, extragem de acolo aer și se introduce aer în camerele de locuit, în dormitoare, în living, în sufragerie, introducem aer și în felul ăsta, recirculându-l tot timpul, avem aceste beneficii. Aer curat, aer purificat, filtrat, fără polen, fără praf, fără fum, fără miros, pur și simplu un aer curat pe care îl respirăm în casă. Foarte bună observația ta. Mulțumesc foarte mult, Cosmin. Și mai luăm două întrebări, da? Ca să ne încadrăm în timpul care l-am programat. Ne întreabă cineva dacă știți la ce se referă normativul I-13. Nu înțeleg întrebarea. Probabil face referire la o altă întrebare sau un alt răspuns, nu știu pe de rău la ce se referă. Mircea, dacă poți să ne dai mai multe informații despre I-13 ăsta, poate nu știm noi despre ce e vorba. Și o altă întrebare, a mai pus Marian o întrebare, dacă ar monta o pompă de căldură într-o parte a țării și o altă pompă de căldură în altă parte a țării, dar se referă la diferite altitudini, da? Consumul de kilowatt va fi la fel dacă am avea aceeași construcție, aceeași casă, aceeași izolație, aceleași ferestre, aceeași tot, doar că altitudinea să fie diferită. Nu, foarte interesantă întrebarea. Chiar sunt curios. Deci întrebarea spune dacă este într-o parte și o altă pompă în altă parte, dacă consumul va fi la fel. Acum, zona de montaj poate influența consumul pompei de căldură, luând în calcul temperatura minimă, care cât de frig poate să fie în zona respectivă.
În general, media în România este minus 15 grade, ca și frig. Acum sunt unele zone unde va fi mai frig de atâta. S-ar putea să avem minus 20 de grade, poate. Sunt zone mai calde, cum este, nu știu, partea de sud, la Constanța, sau în partea de sud a țării. Și atunci zona poate influența, nu știu exact să spun, referitor la altitudine. Altitudinea... Normal că dacă e la altitudini diferite și sunt și temperaturi diferite, evident. Că dacă o montezi la vârful omul și o ai la, nu știu, la Slobozia, e o mare diferență. Da, una e să fim în vârful muntelui sau să fim la câmpie. Și sigur, atunci și consumul va fi diferit. Bun. Și mai luăm o ultimă întrebare. Ne spune cineva că normativul 13 este baza oricărui instalator, este normativul de încălziri centrale, baza oricărui instalator. Cred că cineva îți verifică experiența. Da, nu e nicio problemă. Instalatorii nu merg după normative, o să vă spun eu sigur. Instalatorii au formule care și le-au ei memorate și folosite și dovedite în timp. Cu normativele lucrează inginerii, proiectanții, se folosesc la proiecte în general. Ok. Bun, deci luăm ultima întrebare. Cu ce putem să termoizolăm cel mai bine gaura făcută pentru unitatea exterioară a aerului condiționat? Acolo ar trebui astupată, în primul rând să nu fie deschisă, să nu vedem afară prin gaura aia. Și apoi, mai mult de atâta... Nu, cred că se referă la ce material să folosești acolo. Poți să pui spumă, poți să pui silicon, poți să pui pur și simplu ciment. Cred că la asta se folosește, se referă. Da, spuma cred că nu este o alegere foarte bună, deși cred că se folosește de multe ori. Mai degrabă ar fi să se astupe cât mai bine cu ciment. Ok, perfect. Domnul Marian ne spune că știa de acest lucru, este instalator, vrea să fie sigur. Mulțumesc frumos, domnilor, seară bună în continuare. Mulțumim și noi pentru timp. Mulțumim. Dragilor, cam astea au fost întrebările la care am răspuns. Mai e o întrebare interesantă, o mai luăm și pe asta. Cosmin, ce zici? Ventilația cu recuperare de aer cald descentralizată este eficientă? Cea descentralizată se referă la unități individuale pentru fiecare cameră. Și sunt mai multe soluții pe piață. În general, producătorii de echipamente de ventilație au aceste echipamente. Sunt niște ventilatoare cu recuperare de căldură. Au la mijloc un miez ceramic care înmagazinează căldură și atunci o perioadă de timp trage un aer din cameră și apoi inversează sensul. Sunt soluții locale care se folosesc. Le putem folosi, să zic așa, dacă avem nevoie de ele. De exemplu, sunt unele situații unde există mucegai sau igrasie și cauzele principale pentru apariția lor este lipsa ventilației și umiditatea mare. Și atunci, în aceste situații, e nevoie și chiar e bine să se monteze ventilatoare cu recuperare de căldură pentru că fac ventilație și în felul ăsta controlează și umiditatea și în timp putem scăpa de mucegai. Și se pot monta și în alte situații, și dacă nu avem mucegai, de exemplu, la apartamentele de bloc, e o variantă, nu putem să punem poate o centrală de ventilație, că spațiul e mic, la apartamente sunt două, trei camere, nu avem o cameră tehnică, poate o debara care e folosită la altceva. Și dacă vrem să avem ventilație, putem monta un astfel de ventilator cu recuperare de căldură. Mulțumim foarte mult, Cosmin! Mulțumim, dragilor, că ne-ați urmărit. Cosmin, vreau să spun o ultimă întrebare, pentru că sunt foarte multe informații și este clar că orice client care construiește, orice client care își face și alege o soluție tehnică, o alege culegând și informații din piață, informații de pe blogul de instalații.ro,
informații de la instalator, de la vânzător, fiecare are opinia lui. Ce ar trebui să facă clientul ca să facă alegerea corectă? Pentru că până la urmă el dă banii, el face împrumutul la bancă, el vrea să economisească. Toată lumea vrea să ia bani atunci când construiește și fiecare îl duce acolo unde este cel mai mare interes. Cum facem ca omul ăsta care face investiția să facă alegerea corectă? Dacă vorbim de centrale termice, de exemplu, ca să facem alegerea corectă la o centrală termică, celor care mă întreabă pe blog de instalații și pe Facebook, unde interacționez cu oamenii, întotdeauna le spun să aleagă cea mai scumpă centrală care și-o permit. Dacă vorbim de echipamente, da, o centrală ieftină va avea piese ieftine care se vor strica, nu vor ține mult și vor duce la durată de viață mai mică a centralei, poate reparații mai multe, mai dese, mai costisitoare. Și atunci, asta e recomandarea mea, să-și cumpere cea mai scumpă centrală care și-o permit. Da? Nu cea mai scumpă, cea mai scumpă care dragilor, se încadrează. Atenție, cea mai scumpă centrală, comparând trei oferte de la mai mulți furnizori. Nu vă duceți acum să-i spuneți instalatorului, domnule, eu vreau cea mai scumpă centrală, că vă face el nu știu ce centrală de la 20, 2000, 3000 de lei la 5000, 6000. Da? Deci comparați modelul, comparați marca centralei, comparați caracteristicile centralei în mai multe locuri și luați de acolo de unde prețul este cel mai bun. Ești de acord cu mine, Cosmin? Da, așa este. Alte sfaturi ca să pentru o centrală termică mai eficientă, să zicem, și pentru economie, un lucru care poate să-l facă oricine din cei care ne urmăresc este să reducă temperatura la termostat cu un grad. Pentru fiecare grad care scădem la termostat, facem economie cu 6% la factura de încălzire. Deci dacă scădem de la 24 de grade la 23 de grade, economisim 6% la încălzire. Dacă mai scădem încă un grad de la 23 la 22, încă 6%. Asta e o metodă de economisire. Alte lucruri pentru o centrală mai eficientă ar fi să facem revizia centralei termice, să avem filtre montate la centrale termice, filtru antimagnetită, dacă avem o centrală în condensație și să-l curățăm periodic, să reglăm temperatura centralei termice, la cele în condensație să fie mai mică de 55 de grade, la cele convenționale cu tiraj forțat în jur de 60-65 de grade, să avem izolație bună la casă, pereții exteriori, tavanul, podeaua să fie izolate bine. Să avem un termostat pentru centrala termică, care nu e obligatoriu, dar dacă l-avem, ne ajută să facem economii. Acum găsim termostate programabile, găsim termostate smart care le comandăm pe internet, de pe telefon. Putem porni centrala când pleci de la serviciu să găsești cald acasă, astfel încât să încălzești doar când trebuie. Să montăm robinete termostatici la calorifere și toate lucrurile acestea ne ajută în ansamblu să avem un sistem mai bun de încălzire. Super utile sfaturile tale, Cosmin. Îți mulțumesc foarte mult pentru ele. Dragilor, dacă nu v-am răspuns la toate întrebările sau am omis ceva, puteți să le scrieți în privat lui Cosmin, îl găsiți pe blogul de instalații.ro. Sunt sigur că el nu va omite, pentru că asta face și face din pasiune. Dacă mai aveți întrebări sau ne propuneți alte subiecte pe viitor sau vreți să mai știți ceva despre construcții, despre case, despre eficiență, ne scrieți în privat și vom aduce cei mai importanți specialiști care au cunoștințele necesare să vă lămurească și să vă răspundă toate întrebările pe care le aveți. Cam asta a fost webinarul de astăzi. Cosmin, îți mulțumesc încă o dată, e a treia oară când îți mulțumesc. Să fii sănătos și să te documentezi în continuare cu privire la noi tendințe, noi tehnologii, astfel încât toți cei care vor să facă investiții să le facă inteligent. Mulțumesc, Cosmin, și mulțumesc celor care ne-au urmărit. Seară frumoasă, dragilor!
Dar de ce rămânem? Mai rămânem puțin, Cosmin, la sfârșit.